Și la USR Plus, că tot i-am adus în discuție, va fi un congres în această toamnă, așa cum spuneați și dumneavoastră, Dacian Cioloș, înțelegem și noi că lipsește de la întâlnirile din interiorul partidului, dar își dorește să fie președintele USR Plus. Ce șanse are Dacian Cioloș să câștige președinția acestui partid? Pe de o parte și pe de altă parte, ce șanse are Dan Barna, pentru că și el își dorește Da. într-adevăr să câștige președinția partidului. Sigur, dacă analizăm, să spunem, încrederea în liderii politici ai USR Plus, în continuare, Dacian Cioloș se bucură de nivelul cel mai mare de încredere și pentru că are și notorietatea ceva mai mare decât ceilalți lideri. Dar nu vorbim de un nivel de încredere exploziv, spectaculos, adică diferență mare între nivelul de încredere în Dacian Cioloș și cel în Emil Boc, de exemplu. Prin urmare, e un pic dificil ar fi dificil ca Dacian Cioloș cumva să fie o locomotivă puternică care să tracteze. Iar pe fondul și a absenței, să spunem, prelungite din viața politică internă, evident că aceste elemente de profil personal nu mai sunt la fel de relevante și puternice. Va fi o competiție ciudată, cred, și complicată în USR Plus. Sigur, ați menționat Dacian Cioloș, Dan Barna, dar pot fi și alți lideri care, să spunem, și-ar putea dori sau s-ar putea gândi la a intra în această competiție, fără să, repet, iarăși suntem la ora scenariilor, ipotezelor, dar ne uităm, să spunem, la liderii USR Plus, poate cei mai activi, cei mai vizibili, cei mai performanți, măcar la nivel de comunicare, dacă nu și din punct de vedere al realizărilor. Este ministrul transporturilor, de exemplu, care e extrem de activ și pare a avea o strategie coerentă de comunicare, de așezarea unor priorități. Foarte vizibil este și ministrul fondurilor europene, mai ales în contextul planului național de reziliență, PNRR-ul. Mă refer la Cristian Ghinea, care iarăși este activ, este vizibil Și este și și va. contestat de PNL Este și din dacă e, ce dacă, am văzut. cumva, dacă ești contestat de PNL, s-ar putea să fie un punct în plus în interiorul USR Plus, la fel cum în PNL, dacă ești contestat de USR, s-ar putea ca Să acest dai lucru bine. să puncteze în ceea ce privește opțiunea membrilor de partid. Da, m-aș aștepta, cred că ar fi interesant să fie o competiție mai viguroasă în interiorul USR Plus, mai în care să apară poate și alte figuri. Și chiar să dispară unele, cum ar fi Dan Barna, spre exemplu, care a și anunțat că da, că va fi într-adevăr anchetat de Da, DNA aici și se va sigur retrage. rămâne să avem o clarificare. Dar, pe de altă parte, cred că este îmbucurător pentru un partid tânăr, USR Plus, chiar dacă deja este la al doilea ciclu de alegeri, este totuși un partid tânăr în politica românească, începe să producă figuri. Sigur, guvernarea te ajută întotdeauna, te ajută mult mai mult. Dacă ai miniștri într-un guvern, contează. Dacă acei miniștri și sunt cumva eficienți, activi, încep să genereze măcar niște rezultate, să transmită, să comunice, acest lucru ajută la diversificarea, să spunem, paletei de lideri și cred că pentru USR Plus și pentru politica românească e importantă creșterea unor lideri noi, unor lideri mai proaspeți, care să lărgească oferta pe care o vom avea cu toții la dispoziție atunci când vom alege să ne punem ștampila pe un partid sau altul. Din nou, la fel ca și în cazul Partidului Național Liberal, probabil cine va ieși președinte la congresul USR Plus va fi și candidatul partidului la alegerile prezidențiale. De ce nu? Este posibil, este posibil. Repet, dacă e să gândim strategic aceste alegeri, cred că miza principală pentru partidele de dreapta va fi legată de acel candidat care va avea șansele cele mai mari să intre în turul 2. Deci, cred că în primul tur la alegerile prezidențiale vom avea o competiție clară pe zona de centru-dreapta, pentru cine
care, pentru desemnarea acelui candidat care are profilul cel mai bun să intre în turul 2 și să învingă un candidat PSD pe care, cel puțin în acest moment, dar repet, suntem la 3 ani distanță, mai avem, va mai curge multă apă pe malurile Dâmboviței și se vor întâmpla atât de multe lucruri în politica românească încât... Întotdeauna e o surpriză politica românească. Da. Dar, repet, PSD cred că va veni cu o formulă ceva mai cuprinzătoare în 2024, capabilă să spargă, cumva să lărgească orizontul și potențialul, capacitatea de a atrage electorat și din alte zone decât cele strict legate de bazinul electoral al acestui partid. Prin urmare, în fața unei asemenea provocări, partidele de centru-dreapta vor trebui să cumpănească atent, pentru că în 2024 și după o guvernare, după o erodare până la urmă inevitabilă, competiția pentru alegerile prezidențiale cred că va fi mai echilibrată decât oricând. Cumva ne aducem aminte de vremurile competițiilor dintre Traian Băsescu cu Adrian Năstase, Traian Băsescu cu Mircea Joană, decise la jumătăți de procent și cu multă, multă emoție.